Personalul medical a revenit astfel la spital cu o singură excepție, medicul confirmat cu coronavirus, care acum se află internat la spitalul Victor Babeș din Craiova. De altfel, îmbolnăvirea medicului a fost motivul pentru care edilul din Filiaș solicitase amânarea cu o săptămână a redeschiderii compartimentului de primiri urgențe sau retestarea personalului. Există pe piață teste pe care le prezintă inclusiv în alte spitale din afara țării. Aceste teste au certificat CE-ul pentru sunt agreate în Comunitatea Europeană și un certificat nemțesc și am achiziționat și noi. Compartimentul primirii urgențe de la Spitalul Filiaș a fost închis pe 18 martie după ce un pacient internat a fost confirmat cu noul coronavirus.